Am revenit, suntem în direct. Laurențiu Ivan, director servicii publice, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal, domnule director. Bună seara, bine v-am găsit. V-am invitat să vorbim în special despre activitățile din această perioadă ale servicii publice, o parte dintre ele legate și de vizita Papei Francisc, care va avea loc pe 1 iunie la Iași. Așadar, care sunt cele mai importante activități? Cele mai importante activități ale societății noastre în această perioadă sunt, bineînțeles, cele legate de amenajarea spațiilor verzi. În cadrul acestor amenajări avem în vedere evenimentele imediat apropiate, mă refer aici la Paștele, în special sărbătorile pascale, dar și de vizita pe care orașul nostru o va avea din partea sanctității sale Papa Francisc, pe care îl așteptăm la începutul lunii iunie. Având în vedere că această vizită va avea loc în fața Palatului Culturii, bineînțeles că ne-am axat cu aceste activități peisagistice pentru acea zonă din fața Palatului și din imediata apropiere a acestuia, zone care nu au fost amenajate până acum. Mă refer la zonele care au mai rămas de amenajat. Deși exista proiectul. Bineînțeles. Primăria Municipiului Iași a demarat de acum câțiva ani un concurs de soluții pentru găsirea unei soluții peisagistice în fața palatului, dar având în vedere că acest concurs nu s-a finalizat și având în vedere vizita importantă pe care o urmează să o facă sanctitatea sa, vrem să amenajăm acest spațiu. Noi deja am început, suntem într-o fază destul de avansată. Mă refer aici, deja a fost înființat sistemul de irigații pe zona respectivă, am efectuat branșarea la apă, am pregătit terenul prin mobilizarea terenului și completarea cu pământ vegetal în zonele din fața palatului și nu numai, și în zonele din planul următor, mă refer aici, pastila semafor, dintre strada Anastasie Panu și linia de tramvai, în partea cealaltă dinspre Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, și astfel încât toată acea zonă va fi amenajată, astfel încât să putem... Aș vrea să facem o paranteză, dacă tot vorbim de această zonă din fața palatului, au fost mai multe discuții, dispute, mai ales în mediul virtual, legate de tăierea acelor pomi. Câțiva pomi au fost tăiați? Da, am vrea și o explicație din partea voastră. Deci, în fața palatului, după cum bine știți, exista o vegetație îmbătrânită, mă refer aici o vegetație care a fost plantată în cursul mai multor ani, fără un concept, eu știu, din punct de vedere peisagistic. Această vegetație cu timpul a îmbătrânit și a pierdut și rolul estetic. Existau numai un număr de, patru molizi, să spun, care erau mai mari, restul era tuia fasticiată, care era deja deteriorată, crescută dezordonat și era îmbătrânită. Mai există niște tisa pe care am păstrat-o, iar două dintre ele au fost relocate și un platan care l-am păstrat. În rest, vegetația bătrână a fost înlăturată, tocmai pentru a putea pune în evidență fațada palatului ca o efigie a municipiului nostru și a putea face un spațiu deschis, frumos, amenajat, verde tot timpul, pentru că, după cum foarte bine știți, în acea zonă mai existau niște resturi de construcții din beton, acele au fost dezafectate, iar zona, neavând niciun fel de sistem de irigație, nu putem vorbi de amenajare a unui spațiu verde în condiții în care nu puteam asigura... Așadar, sistemele de irigație sunt foarte, foarte importante atunci când vine vorba. Cele mai importante pentru amenajarea unui spațiu verde. Cum va arăta această zonă din fața palatului? Zona va fi, având în vedere că este o amenajare totuși provizorie, nu vorbim de o amenajare finală, pentru că acel concurs urmează să desemneze un câștigător și automat o soluție finală. Ca zonă va fi o esplanadă verde cu zone în care vor fi amenajate diferite modele florale. Mă refer
refer aici la niște modele care au legătură chiar cu Palatul Culturii, vorbim de crinul regal și alte, eu știu, forme care se regăsesc chiar în cadrul Palatului Culturii. Și vrem să facem legătura astfel cu construcția pe care o încercăm să o punem în evidență, de fapt, construcția. Doar în centrul orașului vă concentrați cu activitățile sau nu? Societatea noastră are un număr de 7 centre de spații verzi la ora actuală și fiecare din acele centre care acoperă toate cartierele din oraș au în lucru și în proiect mai multe zone de amenajare, atât zone, mă refer, scoaruri, parcuri și zone care sunt deja considerate ca zone verzi, spații verzi, cât și zonele dintre blocuri, pentru că în fiecare din aceste cartiere vom intra, cum am intrat de altfel și în anul trecut, între blocuri și acum avem un proiect pe Costache, pe Cenegri, lângă hala centrală, dacă o să mergeți în zona respectivă, am intrat și iarăși cu acele sisteme de irigații, cu amenajare, cu gazon și toate celelalte lucrări. Pentru că aceste zone sunt foarte importante, ele sunt la ora actuală zone neamenajate, unde se parchează mașini, se aciuiază tot felul de... Și totuși sunt multe zone neamenajate, de fapt noi observăm că sunt. Sunt, dar trebuie amenajate. Noi avem în program să amenajăm în continuare în fiecare an un număr de aproximativ 20-30 de zone spații verzi noi. Cum se face această selecție? Sau aleatoriu se iau? Nu, sunt propuneri din partea cetățenilor, propuneri din partea personalului de specialitate, pentru că avem încă parcuri care trebuiesc amenajate. Ați văzut, de exemplu, vă dau un exemplu, parcul de la Casa Studenților. Așa. Anul trecut a fost amenajat. Era și înainte un parc, dar nu era pus în valoare. Parcul din Poduroș. La fel, el era cu numele considerat un parc, dar astfel de zone, pe lângă spațiul verde, mai capătă mobilier urban nou, înlocuim iluminatul public în acele zone cu stâlpi care îi personalizăm pentru parcul respectiv. Ați văzut mese de șah, unde este cazul, cum este parcul din Poduroș, și astfel încercăm ca să treptat toate zonele publice din Iași să fie amenajate. Aș vrea să vorbim despre activitățile legate de dinaintea sărbătorilor pascale. Ați pomenit ceva, ce anume? Da, noi ne ocupăm în principal de pavoazarea tot zonei centrale, pentru că este în imediată apropiere a Mitropoliei. Pe spațiu pietonal vom amenaja și în acest an spațiu verde și mă refer și vom... Am confecționat deja, avem niște proiecte de confecții metalice îmbrăcate cu flori. Ați văzut anul trecut, poate mai țineți minte, în toamnă am scos acele sfere cu verzele alea ornamentale prin centru și în zona Piața Unirii și Copou. Și în acest an încercăm niște amenajări de genul acesta, bineînțeles cu parcul tematic care a fost amplasat în fiecare an în centrul Iașului, ca să facem legătura cu sărbătorile pascale. Să fie un decor complet, exact, așa. Și să dăm o imagine festivă acestei zone. Și nu numai, și în cartiere vom intra. Noi deja am intrat, ați văzut, și în zona Alexandru cel Bun și Nicolina, am creat acele esplanade, deja sunt mobilierul urban este amplasat, încercăm în această perioadă să remediem defecțiunile care au mai apărut între timp, datorată vremii sau concetățenilor noștri. Și multe datorate sau din cauza suficient de multe, dar încercăm să compensăm, să înlocuim, să reparăm astfel încât acest lucru să nu se vadă. De fapt, se observă de la an la an că se păstrează mai bine decât în perioada din de acum încolo aș vrea să vorbim despre flori, să vă întreb. Da. Florile acestea ce le vedem în oraș, care este povestea lor? Povestea lor este următoarea. Noi, începând de anul trecut, din aprilie anul trecut, chiar în această lună se împlinește un an de când am inaugurat sera proprie a noastră. Este o seră ce se întinde pe o suprafață de 3000 de metri pătrați. Este o seră, una din cele mai moderne din Moldova.
cu o capacitate de producție. Anul trecut am reușit o producție de 600.000 de flori. Anul acesta an vrem să o depășim, această producție, să ajungem undeva în jurul cifrei de 1.000.000 de flori. Calitatea florilor este net superioară celei produse în alte tipuri de sere. Mă refer aici, cum am avut noi sera veche din anii 50, care erau de fapt niște bordei cu denumirea de sere. Aici totul este controlat, climă, irigație, tratamente, totul este controlat de computer și, bineînțeles, toate florile au fost produse, mă refer aici la florile bianuale, florile anuale, au fost produse de către sera noastră. Ca și în acest an. Am avut experiența cu anul trecut, în acest an am mărit producția și în măsura în care vom putea, chiar în acest an vom demara extinderea acestei sere, pentru că solicitări sunt foarte multe și capacitatea de producție poate fi îmbunătățită. Cât a costat această investiție? Această investiție la timpul ei a costat în jur de 400.000 de euro, această seră cu toate instalațiile cuprinse, de încălzire, de irigație și construcția efectivă. Ea este deschisă, adică în ea oamenii lucrează pe tot parcursul anului. Bineînțeles, ea este încălzită, este menținută o temperatură constantă în funcție de tipul de floare care crește, pentru că sunt flori cărora le place o temperatură mai răcuroasă, alte care au nevoie de mai multă căldură și în final ele sunt gestionate propriu-zis de un singur operator care este șeful de seră. Dar oamenii sunt activitățile specifice de replantare, repicare, transplantare a florilor și recoltare. Când ați vorbit de flori bianuale, la ce v-ați referit? Mă refer aici la florile care se plantează, care au un ciclu de viață întins pe 2 ani. Mă refer cele care se plantează în toamnă și care sunt primele din primăvară. Care... Cum ar fi lalelele, pansele, nu? Panselele, primulele. Lalelele sunt bulboase, ele sunt plantate în direct în teren, în toamnă și ies primăvara în floresc. Și tot direct plantate în teren, exact, mai în sunt teren. Și trandafirii, ce alte flori? Sunt multe. Trandafirii sunt arbuști, ei sunt, ei nu sunt replantați în fiecare an, ei sunt doar arbuști, întreținuți, trebuie așa. Întreținuți în fiecare an. Dacă ar fi să vorbim despre cele mai utilizate flori în Iași, care sunt? Sau de la an la an se schimbă? Venim cu specii noi de flori, noi am încercat tot timpul să aducem ceva nou în fiecare an, să fie o floare nouă măcar sau două, trei specii noi. Ați văzut că acum vreo 2 ani am introdus cana, florile acelea înalte care au o inflorescență bogată și care rezistă toată vara până toamna târziu. Anul trecut am introdus begonia big, vorbesc cea care crește spectaculos mare, sampatiens, tot specii de flori mari cu inflorescență bogată și varza ornamentală care a fost un lucru așa, iarăși nou anul trecut. Și de unde vine această varză? Tot, noi achiziționăm baby plantul și este crescută și produsă la noi în seră. Deci tot ce ați văzut în oraș anul trecut ca floare, noi e produsă de seră noastră. Și foarte importantă extinderea aceasta, când doriți este foarte importantă să pentru că nu facem față, este un ciclu de producție foarte rapid, florile sunt în număr foarte mare, deci noi la ora actuală am adus, ca să aveți o idee, 250.000 de baby plant care este deja repicat, tras la ghivece, care va trebui recoltat la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai. De atunci vine noua șarjă de flori care trebuie să iasă până la 1 iunie și tot așa avem cicluri, nu putem să întârziem cu producție pentru că ne împinge cealaltă de la spate și atunci suntem nevoiți să mărim această suprafață în măsura în care florile nu au fost livrate și temperatura de afară permite, le putem scoate și afară, având în vedere că sunt la ghiveci, urmând ca să fie livrate. Deci este un ciclu ca într-o fabrică, ca să aveți idee. Pentru această extindere, de câți bani e nevoie? Investiția am estimat-o undeva la 150.000 de euro, dar se va întinde pe o perioadă de 2 ani. Vom începe investiția în acest an cu forțe proaspete, proprii, pardon, mă refer aici, fundația și amenajarea terenului vom face noi, cu
oamenii, cu angajații noștri, urmând ca în primăvara anului viitor să putem să intrăm cu construcția efectiv a serii. Dacă tot vorbim de cifre, aș vrea să vă întreb dacă ne puteți da cifre legate de cât se cheltuie anual pentru spațiul verde din oraș. Aproximativ. Nu cred că vă pot înainta o cifră, pentru că pentru spațiul verde aici intră mai multe activități, mă refer și tăiere arbori și amenajare. Dar dacă vorbim doar de plantare... Pentru că noi vorbim acum de amenajarea noi spații verzi, dar 50% din activitate o constituie întreținerea spațiilor existente și sunt activități care nu se văd poate, pentru că vorbim aici de cosit, de udat, de toaletat, dar care implică care nu se... Nu putem vorbi de întreținerea unui spațiu verde și implică cheltuieli suficient de mari. Lalelele. Acum este sezonul în special al alelelor. Am văzut frumoase lalele, în special în zona centrală. De unde sunt aduse? Bulbii sunt achiziționați la firme importatori din Olanda, în special, pentru că Olanda, după cum bine știți, ea dictează și trendul și este primul producător de bulbi de lalele din lume. Și au fost comandate, sunt vreo 25, dacă nu mai bine, de specii, de tipuri de lalele diferite, care au fost comandate de colegii noștri în funcție de viziunea arhitecturală pentru zona de amenajat. Avem în vedere atât cromatica florilor, cât și talia acestora, pentru că vorbim și de o amenajare pe verticală. O să vedeți că alternează lalele de talie mică, lalele de talie înaltă. Cine decide, apropo, acest aspect? Noi avem un atelier de proiectare a acestor spații verzi, unde colegii noștri împreună cu colegii din teren se sfătuiesc și ajung la niște concluzii în funcție de ce au pus în anul trecut, pentru a nu repeta neapărat aceleași concepte peisagistice, de a schimba, de a veni tot timpul cu lucruri noi și de a vedea, pentru că sunt într-un an, pot să încerc o specie, un tip de lalea și vedem că nu se pretează neapărat pentru zonele noastre. Floarea este prea mare, se rupe ușor la o ploaie. Am avut situații de acest gen și învățăm și din greșeli, știți? Adică încercăm să luăm speciile care se adaptează exact climei noastre și tipului nostru. Și le-ați enumerat pe câteva dintre ele pe parcurs? Bine, sunt specii, au denumiri comerciale, nu așa vă este. Pot spune. Ca și plante. Vorbeați de mai multe cicluri de plantare. Da. Cam câte se întâmplă pe an? Bine, începem cu, dacă discutăm de primăvară, sunt plantele bianuale care rezistă în această perioadă, având în vedere că este alternanța asta între temperaturi mari, temperaturi foarte mici, iarna. Nu orice floare rezistă la această temperatură. Dacă într-o noapte a dat un îngheț, mor toate florile și de aceea în această perioadă se pretează a fi plantate. Bine, ele sunt plantate mare majoritate din toamnă. Bianualele, de care vă spuneam, pansele, primule și celelalte, urmând ca imediat în etapa următoare începem cu florile anuale, care sunt cele mai spectaculoase, cele mai multe și cresc cel mai frumos și care rezistă tot pe parcursul întregului an. Urmează în toamnă, vorbim de crizanteme, vorbim de alte flori perene, sunt și plante perene care sunt plantate tot timpul anului și rezistă, plantele perene rezistă an de an. Așteptăm să ne surprindeți cu flori frumoase. Încercăm și noi. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumesc mult, domnule director, pentru prezență și vă așteptăm și cu alte noutăți. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.